Bine v-am regăsit, suntem în prima zi de august la poveștile de viață, poveștile de suflet ale acestei luni. Pentru că e o lună care seamănă, în opinia mea, încerc să construiesc acum repede o imagine poetică, e luna din an care seamănă cu miezul unei piersici, cu miezul unui fruct zemos, gustos. Așa văd eu luna august. N-aveam cum să nu invit o persoană care, iarăși, pentru mine, seamănă cu miezul sufletului omenesc. Părintele profesor Ioan Stancu. Așa cum l-am cunoscut eu, n-am cunoscut foarte multe fețe bisericești, mă refer la o cunoaștere ceva mai apropiată, să fi sărit niște granițe, să fi trecut niște praguri, pe domnia sa însă l-am cunoscut mai bine. De ce? Pentru că este un om bun. Și pentru că ți se lipește de suflet. Am dreptate? Îl cunoști și simți că poți să-i spui ce te doare. Și acum, părinte, nu știu dacă e momentul sau nu, dacă se va tăia sau nu la montaj, dar vă rog să mă primiți și pe mine la o spovedanie cât de curând, pentru că multe s-au adunat și pe sufletul meu. Vă mulțumesc frumos anticipat. Cu drag, Doamne ajută. Știți că este profesor universitar aici la noi, părintele, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfânta Muceniță Filotea, dar că îi păstorește pe bucureșteni, la Biserica Zlătari. Face naveta, cu alte cuvinte, între Capitală și Pitești. O face însă cu plăcere, o face de mult timp, reușește să păstreze echilibrul, să păstreze balanța echilibrată între cele două locuri, între cele două tipare ale lui acasă. Da? Poate o să vorbim și despre ce înseamnă acasă la București, ce înseamnă acasă la Pitești pentru părintele Stancu. Pentru că timpul este limitat și pentru că viața noastră, așa cum am vorbit și mai devreme, se scurge altfel, după alte repere, eu aș vrea ca pentru poveștile de astăzi să desprindem câteva episoade din povestea mare a părintelui Stancu. Și am convenit să ne povestească părintele câte ceva despre perioada de doctorat din Germania, din perspectiva relației spațiilor sacre, de vibrație sacră. Se știe că în Germania populația este majoritar protestantă și romano-catolică, da? În Germania lumea gândește și apoi simte, în tot vestul de fapt se întâmplă așa ceva în Europa, în partea noastră de lume întâi se simte și apoi se gândește, presupun că așa stau lucrurile și în biserică, o să ne lămuriți dumneavoastră, câteva fraze succinte, apoi și plastic redate despre perioada în care ați avut bursa de studiu în Israel, ar fi interesant de știut, și dacă ne rămâne timp, întrebări din sală. Da? De acord? Sigur că da. Da. Despre studiile mele în Germania, voi vorbi câteva minute. Noi, după ce terminam în Facultatea de Teologie, aveam posibilitatea să dăm examen la doctorat în București. Și în 1980, în toamnă, am fost admis la doctorat. Era un examen pe vremea aceea foarte greu și erau mulți candidați și foarte puține locuri. În sfârșit am fost admis la doctorat și imediat după cam o lună de la începerea cursurilor de doctorat, că făceam cursuri zi cu zi. A urmat un alt examen, un examen care avea loc la câțiva ani, deci cam la 10 ani, unul după celălalt, examen de bursă în străinătate, la care participa o comisie din profesori din Anglia, din Germania, Saș, era un profesor istoric care își dăduse doctoratul la noi. Deci o comisie mai pretențioasă, cu întrebări actuale. No, și am dat și acest examen și, fiind proaspăt admis la doctorat, materia era în mintea mea, am primit o bursă din partea EKD, Evangelische Kirche von Deutschland, o bursă nominală în Germania. Greu am putut intra în posesia acestei burse. De ce? Trebuia să-ți dea viza română, părinții mei nu erau membri de partid, în sfârșit, în cele din urmă, nemții au spus, domnule, noi am dat bursa lui cutare și acela să vină.
Și am mers în Germania, după 4 ani de zile m-am întors și pot să spun că acolo am găsit o lume creștină de altă factură. Era perioada 81-85, când oamenii mergeau la biserică, erau foarte credincioși, Germania era împărțită în catolici și protestanți, universitățile erau pline de studenți teologi, duminica bisericile și domurile lor erau chiar populate, pline. Acum s-a mai schimbat situația, ca și la noi de altfel. Nu mai sunt mii de studenți în universitățile Germaniei, studenți teologi mă refer, ci sunt foarte puțini. Nici la noi la Pitești nu aveam cât 3.000 de studenți, acum nu mai avem decât 100 sau 200. Deci exact ce a spus acum 30 de ani la o conferință în Iași, a venit un profesor de-al nostru, Molman, un profesor bătrân, acum sigur, în vârstă, și noi ne bucuram că avem câteva mii de studenți teologi înscriși și ne-a spus, știți când erați voi doctoranți la noi în Germania, Tübingen și München, tot așa erau mii de studenți. Pe vremea, acum zeci de ani, a predat în Tübingen un mare profesor, un mare filozof, Coșeriu, român. Erau mulți studenți în jurul lui, deci era o tradiție culturală între români și nemți. E, așa se va întâmpla peste ani de zile și la voi. Și uitați că și în București sunt foarte puțini studenți înscriși la teologie și la Craiova la fel. Este această secularizare care a intervenit nu numai în vestul Europei, în Europa civilizată, cum era. Și noi am început să facem pași mari spre civilizație, dar și în partea răsăriteană. La noi în Pitești nici nu mai avem facultatea de teologie pastorală. De 7 ani noi predăm la asistență socială și la artă sacră și mai era ceva pedagogie muzicală și mimico-gestuală, cei care au probleme, da. Ce să vă mai spun despre studiile în Germania, acolo erau alte criterii, trebuia să stai mult în bibliotecă, Neamțul spunea că trebuie să avea expresia Sitz, Fleisch, Sitz este scaun, Fleisch e carne, deci să se contopească. Noi veniți din răsărit, aveam tendința ca la o oră să ne ridicăm, să mai ieșim, să bem o cafea, să ne mai învârtim, să mai plecăm, să ne mai plimbăm. Pe câtă vreme Neamțul stătea ore în șir în acel scaun, exact Sitzfleisch. Și după luni de zile am început și noi să stăm, să studiem și să aprofundăm teologia, dar așa o mărturisire. După câteva luni de zile de studiu al teologiei protestante, eu m-am întors către Sfinții Părinți, către teologia ortodoxă și le-am și spus, dragii mei, rămân la ortodoxia mea, am studiat exegeză biblică și îmi plăcea să studiez într-o universitate sau într-o bibliotecă protestantă pe Sfântul Ioan Gură de Aur sau pe Sfântul Vasile cel Mare sau Sfinții Maxim Mărturisitorul, Sfinții Părinți, care mi-au dăruit mai târziu o viziune clară asupra bisericii, dar cea mai clară viziune pe care am obținut-o eu de la Sfinții Părinți este viziunea asupra omului. Când eram student, m-a surprins începutul unei cărți scrise, o carte de teologie profundă de Sfântul Grigore cel Mare, Grigore de Nazianz. El spune, pornește teologia lui dogmatică cu omul are două mâini. Și am rămas surprins, ce vrea să spună cu această pornire foarte, să zic așa, foarte telurică și foarte apropiată de corpul uman, de trup. Dar de aici, faptul că
pornea de la două mâini, ajungea la cruce, ajungea la relația cu Hristos, ajungea la microcosmos, că omul este un microcosmos și când spune Sfântul Vasile de microcosmos, această noțiune incumbă și existența unui macrocosmos. Și îmi puneam întrebarea, dar cum fac eu microcosmosul, cum fac eu legătura cu macrocosmosul? Ce se întâmplă? Cum sar așa direct din micro în macro? Eu sunt tipul și caut permanent arhetipul. Există o axă în lume. Axis mundi este de fapt axa, de aici pornește axa pământului. Unii l-au numit pe Hristos axis mundi. Dar Iisus Hristos este mai presus de axa pământului. El este creatorul acelei axe. Dar să revin, relația pe care o face microcosmosul prin cele două mâini, prin lucrare, prin slava pe care o aducem lui Dumnezeu, se face prin harul lui Dumnezeu. Deci omul întinde mâinile spre cer, urcă din, așa cum spune psalmistul, urcă din slavă în slavă, și Dumnezeu coboară spre el. Era un poet al nostru, pe scara sufletului meu m-am întâlnit cu bunul Dumnezeu. Ce frumos este, era pe scara sufletului. Exact, doamna poet, știți. Da, era un ascensus și descensus. Și când am citit această poezie, m-am gândit imediat la scara lui Iacov. Iacov din Vechiul Testament, patriarhul Vechiului Testament, l-a prins noaptea undeva, prin să zic așa, prin pustietatea Iudeii. În Țara Sfântă, Iudeea este aridă, e și periculoasă, mai ales în miez de noapte. Și el pune capul pe o piatră, a găsit o piatră mai mare și pune capul pe o piatră și își face și el rugăciunea înainte de culcare și se culcă. Și a avut o revelație, o vedenie fantastică, era împlântată în pământ lângă acea piatră, era o scară foarte înaltă până la băierile cerului. Și coborau și urcau îngerii lui Dumnezeu și îl slăveau pe Dumnezeu. Acel loc a fost numit de către patriarhul Vechiului Testament, Iacov, a fost numit Beit sau Bait El, Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Acolo este casa lui Dumnezeu. Poate mă repet, acea piatră are o istorie extraordinară, de ce a fost dusă, sigur că considerată un obiect sacru. Era o piatră de temelie, era piatra Universului și a fost dusă în templu din Ierusalim și mai târziu, să revenim în zilele noastre, în 1996, deci acum 12 ani, într-un triumf plin de ritualuri și de cântece și de liturghii în Westminster, unde a dăinuit acea piatră din 1292, s-a luat piatra lui Iacov și s-a mutat în Scoția, de unde fusese luată de Edward, sau un rege, din 1292. Cine va fi adus acea piatră în 1292 în Scoția? Eu cred că dintre cavalerii templieri. Iată ce fluctuație între, ce joc al sacrului, ce joc al sacrului printr-un obiect, printr-o piatră. Și noi, numai o clipă, și noi în momentele cele mai înalte, cele mai... în apogeul sfințeniei, după ce sfințim apa la gheazma mare, acolo se pogoară Duhul lui Dumnezeu, crucea, fie de lemn, fie de fier, fie de,
din orice material, se aruncă în apă. De ce se aruncă în apă? Într-un râu, într-o apă mai mare. De ce se aruncă în apă? Să se sfințească întregul cosmos. Apele reprezentând întregul cosmos. De ce? Între mine și cosmos trebuie să fie o armonie perfectă. Cosmosul a suferit în urma păcatului strămoșesc în prima pereche de oameni, de protopărinții noștri, Adam și Eva, au păcătuit, au fost alungați dintr-o stare de paradis, paradisiacă în lume, în spin și pălămidă, întregul cosmos a plâns, au început să apară stihiile, au început norii să-și dezvolte forța lor, a început pământul să crească spin și pălămidă și au început animalele care erau prietenele omului, au început să se dezlănțuie și să fie dușmanii, să zic așa, sau inamicii omului. Eu mă întorc acum la poveste și aș vrea să vă adresez două, de fapt trei întrebări. Prima are legătură cu perioada în care ați avut bursa, doctoratul, pardon, în Germania, 1981-1985. Care este întrebarea? Veneați din Est, din Estul comunist. În ce fel era privit un teolog venit din zona aceasta, o zonă vulnerabilă, erați privit cu suspiciune? Da, dintr-un lagăr socialist, așa. Da, erați privit cu compasiune? Da, la început. Ce sentimente ați detectat și cum ați reușit să surmontați? Nu a fost ușor, că noi am obținut atunci o bursă, se făcea curs de limbă germană și era foarte scump pe vremea aceea, în Goethe-Institut, care avea mai multe clase și mai multe, să zic așa, luni de pregătire pentru pregătirea limbii și erau profesori specialiști și studenți din întreaga lume. Când au auzit prima dată, eu venim și cu o lună mai târziu, greu am ieșit, trebuia să fiu la 1 octombrie, eu am ajuns pe 2 noiembrie, Se uitau sigur la mine cu compasiune. România știau doar de Nadia Comăneci și spre bucuria mea, când am mers în biblioteca lor și în așa, foarte mulți știau de Mircea Eliade. Și atunci, într-o discuție, să zic, nehotărătoare, să zic, neprietenoasă din partea mea, de ce? Că nu puteam să mă exprim la început într-o germană suficientă pentru a le vorbi întru totul despre Mircea Eliade. M-am bucurat doar să le spun că este o mândrie pentru mine că știu de Mircea Eliade. Era un raft plin de cărți ale lui Eliade. Am început și eu să... Bine, noi studiaserăm aici tot ce scrisese el, l-aveam și în franceză, cele trei volume ale credințelor lui... Credințelor religioase. Și alte și sacru și profanul, dar sacru și profanul și alte romanele lui și deci noi știam cine este Mircea Eliade, dar ei făceau studii profunde despre Mircea Eliade, era un mare profesor Georg Kretschmar în Kirchengeschichte, asta era în istoria bisericii, care vorbea ca un profesor ortodox. Era foarte bine pregătit și el ne-a dat, că noi am fost trei doctoranți care am putut pleca pe vremea aceea. Mai era un alt doctorand, dar nu era în Germania, era în Strasburg, cu 2 ani înaintea noastră, și acel doctorand este cel mai mare acum în Beoreu. În sfârșit, deci nu se pleca atunci ușor, ci se pleca în urma unor examene și a unor verificări foarte minuțioase. Da. A doua întrebare, părinte. A spus mai devreme că
după niște luni bune de contact strâns cu dogma protestantă și cu valorile protestante, ați realizat că nu vă puteți desprinde de răsărit, da, de credința și de valorile noastre ortodoxe. Întrebarea este aceasta. În ce măsură a contat faptul că v-ați format aici, pentru că e firesc, e o a doua patrie, o a doua natură, religia în care crești, te formezi. Dar în ce măsură au contat limba? În ce măsură au contat, eu știu, conceptul în sine, raportul limbă-concept? Pentru că se știe că limba germană, chiar și la nivel de poezie, care curge, nu mai vorbesc despre grea, simbol, da, așa, e o limbă rece. Da, da. Ea nu merge direct către inima răsăriteanului. Da, este... aș face o relație cu un sfânt părinte, sigur că nu am, vreau eu să mă ridic la nivelul sau, dar e un exemplu. Sfântul Ioan Gură de Aur era tânăr, mergea spre adolescență și mama lui, o creștină desăvârșită, merge la episcopul Antiohiei și îl întreabă ce să fac eu cu Ioan, fiind singurul ei copil. Ea a rămas văduvă la 22 de ani. Să-l trimit la școala lui Libanius. Libanius era cel mai mare orator și avea cea mai completă școală de retorică din Europa pe vremea aceea. Aceasta se petrecea în Antiohia, în anii 300 și ceva. Antiohia făcea parte din Europa. Și episcopul îi spune, dă-l la școala lui Libanius, care s-a declarat împotriva creștinilor, deci el a spus că el nu poate să fie de acord cu creștinii, să învețe oratoria de la marele Libanius. Așa a făcut și Sfântul Vasile cel Mare, să vedeți ce scrisori frumoase îi scria Sfântul Vasile cel Mare lui Libanius. Dar a mai fost un alt ucenic al lui Libanius, Iulian Apostatul, cel care s-a pornit, sau mai bine zis, a pornit război declarat împotriva lui Isus. Deci nu neapărat a creștinilor, ci împotriva lui Isus. Și ca să completez, să termin cu acest Iulian Apostatul, în 360 s-a urcat pe tron și a stat doar 2 ani împăratul Bizanțului și el era strănepotul lui Constantin cel Mare. Și fiind pe față în față într-o luptă cu perșii, deci el era un luptător împotriva lui Iisus Hristos. Vrea să-l aducă din nou pe Zeus și pe Apollo și pe toată zeitatea greacă. I-a venit o săgeată, înainte de a începe bătălia, i-a venit o săgeată, interesant, nu în față, nu l-a ucis din față, ci din spate. Deci cine l-a ucis, l-a ucis unul de-al lui. Și în căderea spre pământ, zice, vicisti Galilei, Galilee, m-ai învins, galileene. Deci el avea ceva cu Iisus Hristos. Să revin la Libanius. Libanius a spus, eu nu sunt de acord cu creștinii. În schimb, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost școlit, a învățat oratoria de la acest ateu, a învățat, a luat toate metodele exegetice și a scris, a făcut comentarii la toată Sfânta Scriptură, dar și-a păstrat în inimă credința pe care i-a insuflat-o mama creștină, pură, creștină, devotată, și când el vrea să meargă în pustie, cum făceau toți înțelepții și Sfânt Vasile, gata, plec în pustie și o las pe mama singură, mama a îngenunchiat în fața lui și a spus, mai stai puțin că nu vreau să plec în lumea de dincolo înainte de vreme. Că dacă tu pleci, eu voi pleca și eu dincolo. Și a mai stat câțiva ani de zile până mama
și a urmat vârsta ei normală și după ce a luat-o, Bunul Dumnezeu a chemat-o la el, la o vârstă tânără, a murit 40 de ani, Sfântul Ioan Gură de Aur a mers în pustie și a stat câțiva ani de zile în pustie și acolo a avut loc întâlnirea cu Hristos. Am mai vorbit noi de peșteră, de retragerea din tine însuți, ducerea într-un loc al inimii. Peștera era simbolul inimii, caverna inimii. Era locul de transfigurare, de transformare, de transcendere. În peștera acolo și în peștera fizică, el atunci a luat pixul sau creionul în mână și a început să scrie și să comenteze Sfânta Scriptură și să scrie cele mai frumoase predici pe care le avem noi de-a lungul timpurilor și, repet, metodele retorice le avea și calapodul îl avea de la Libanius. Cu alte cuvinte, cu genul acesta de tipar v-ați întors și dumneavoastră în România. Am învățat exegeza, ce înseamnă, așa, ce înseamnă să pui cuvântul lui Hristos într-un tipar, într-o arhitectură. Să-i dai rigoare. Să-i dai rigoarea și valoarea cuvântului. Cuvântul, Eliade spune, atenție, cuvântul atrage realul. Nu te juca cu cuvântul, fiindcă Sfântul Ioan Evanghelistul își începe Evanghelia foarte simplu, cu trei propoziții principale, scurte. Dar în aceste trei propoziții principale, el dă răspuns întregii antichități și filozofilor care erau împotriva lui și spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. A închis existența. Acolo e revelația lui Dumnezeu, acolo e Sfânta Treime, acolo este totul. Nimeni n-a mai putut să comenteze. După aceea și-a dezvoltat istoria și și-a dezvoltat Evanghelia, dar prin aceste trei propoziții principale, el a stabilit deodată Sfânta Treime și nu numai că a stabilit, dar el s-a conectat la Sfânta Treime. Altfel nu putea să priceapă, fiindcă pe Fiul, pe cuvântul, îl cunoscuse. A stat cu capul rezemat la cina cea de taină. Fiul, înainte de a fi pe cruce, înainte de a fi răstignit, Fiul îi spune, femeie, iată fiul tău. Și îl arată pe Ioan. Și el, fiule, iată mama ta. Deci acea transferare de maternitate și de responsabilitate, dar și conectarea la cuvântul care este de fapt a doua persoană a Sfintei Treimi. Câteva cuvinte acum despre contactul cultural cu Israelul, părinte. În Israel, da, a fost o... Am ajuns în urma poate a unei voințe a lui Dumnezeu. Cineva de la noi, de la facultate, a zis, uite, avem nevoie de un profesor să dea câteva, un mic interviu în limba ebraică. Am zis, dom'le, eu nu mai știu ebraică, am avut eu cândva la facultate notă mare, da? Dar eu venisem din Suedia, dintr-o ședere de vreo 2 luni în Suedia, cu o experiență foarte bogată și frumoasă și le-am spus copiilor și soției că de acum eu nu mai plec nicăieri. Stau acasă, îl slăvesc pe Hristos, ne plimbăm, dar un singur lucru să mai îngăduiți copiii dragi, să mai plec cu soția în Ierusalim 10 zile. Și după 2 luni de zile am primit bursă în Israel și am stat 2 ani. Inițial a fost bursa 6 luni,
După 6 luni am dat iarăși niște examene. N-am crezut că este așa de greu. Din Israel cu ce v-ați întors pentru dumneavoastră? A fost cea mai profundă și cea mai grozavă experiență a vieții mele. Israelul m-a ministerium tuum imples, spune Sfântul Apostol Pavel, slujba ta fă o de plin. Acolo, în Israel, mi-am umplut sufletul, mintea niciodată nu o să fie plină, că noi în fiecare zi trebuie să învățăm ceva. Dar sufletul mi l-am umplut și mi l-am conectat la partea biblică pe care am făcut-o în Germania. În Germania am făcut Noul Testament și istoria religiilor și în Israel am venit cu toată lumea Vechiului Testament pe care i-am cunoscut pe acești patriarhi, sigur că au trăit cu mii de ani, cu mii de ani înainte de Hristos, dar eu i-am cunoscut acolo, la fața locului. Și parcă am luat de la ei, să zic, binecuvântarea Vechiului Testament. Nu putem să înțelegem Noul Testament fără Vechiul Testament. Mântuitorul Iisus, Sfântul Apostol Pavel spune că Vechiul Testament este pedagogos tu Christu, este pedagog spre Hristos. Este pentru prima dată când în Noul Testament, în epistole, întâlnim cuvântul pretențios pedagog, fiindcă pedagogi pe vremea așa erau oamenii foarte înțelepți și foarte învățați. În lumea, fac o paranteză, în lumea antică, pedagogii erau cei mai deștepți, dar erau cei mai vulnerabili. Erau uciși. Era chiar un text. Gvemdi oderunt, pedagogum fecerum. Când te urăsc zeii, te fac pedagog. Adică, să vă dau un exemplu, cel care a fost fericit pedagog, care a terminat și el viața cu bătrânețea liniștită, a fost Aristotel. Dar el spunea că îi mulțumesc zeilor că m-am născut în perioada lui Alexandru Macedon, căruia i-a fost pedagog, i-a fost îndrumător. Alexandru Macedon spunea, îi mulțumesc zeilor că am avut profesor pe Aristotel. Ceilalți erau uciși, erau, se sinucideau, erau obligați să... Deci pedagogii erau niște sclavi, niște oameni foarte, foarte ușor se dispensau de ei discipolii. Discipolii erau patricieni, erau oameni bogați, erau... Dar Sfântul Apostol Pavel spune acest cuvânt pedagogos galatenilor, epistola către galateni. Între toate epistolele, acești galateni erau niște oameni, după studiile mele, erau veniți pe partea aceasta din Europa, din vechile popoare celtice, care au trăit și în Transilvania, au trăit câteva sute de ani. Deci celții au trăit și ne-au învățat cu fierul, cu știm din istorie. Dar acești celți care au întemeiat și Parisul, și Lyonul, și în Londra, și alte orașe, Lyonul se numea Lugdum, și ei, acești celți, aveau zeitatea principală Lug. Deci acești celți au ajuns în cele din urmă, au trecut prin Longobarzi, prin nordul Italiei și prin Grecia și au ajuns în Asia Mică, în această zonă a Galatia, care este în Turcia. Și dacă vreți să faceți o analiză etnică, să vedeți cum se deosebesc acești galateni, Galata, în limba turcă acum, de ceilalți, care sunt și ei, Imperiul Otoman a avut un amalgam de etnii. Și acestor galateni le spune cuvântul pedagog. De ce? Ei erau mai aerisiți la minte și erau mai îndreptați spre pedagogia biblică și spre pedagogia umană. Dacă din sală acum, pentru că eu am atins ceea ce mi-am propus să ating, dacă din sală sunt întrebări, timpul nostru se apropie de sfârșit, haideți!
Aveți un pedagog înaintea dumneavoastră. Mai pun eu o întrebare și gata. Vă rog. Da? Una la care răspundeți scurt, da? Părintele scrie mult, a scris mult despre istoria religiilor, dicționarea ale religiilor. L-am arătat pe acesta recent, mic dicționar explicativ al Vechiului Testament. Despre Israel și neamurile, templul din Ierusalim, despre Maica Domnului în spațiul sacru transilvan. Sper că am spus ceea ce era, da, foarte important. Aveți sentimentul că scrieți, eu știu, pentru o mână de oameni sau vă simțiți util? Pentru că demersul pe care îl faceți presupune documentare, presupune timp. Deci un alt tip de energie decât scrierea unei cărți de versuri. De exemplu, vorbesc din perspectiva mea, deși sigur că și aici intervin nuanțe și discuții. Trăim, cum spuneați, timpuri grele din perspectiva greutății acum pe care i-o acordă omul contemporan spiritului, spiritualității în general. Aceste cărți, care sunt și cultură profană și cultură sacră, simțiți că au impactul pe care vi-l doriți? Eu doresc să aibă... Ce ecouri aveți? Colegii dumneavoastră, studenții care au primit cărțile mele s-au bucurat și se folosesc de ele. Da. Sunt, să zic așa, trecute prin gândirea mea poate mulți ani. Sunt lucruri pe care le-am căutat zeci de ani. Exact. Eu scriu așa pe... Nu sunt un specialist în calculator, nu fac cărțile pe calculator, să... Eu scriu cu creionul sau cu mai multe creioane. Și am pe cineva care și soția îmi corectează, e cea mai aprigă, îmi spune că nu înțelege nimic, că încerc. Dar corectează. Îmi corectează, zice, uite că aici n-am înțeles nimic, cred că toată lumea, tu îi zăpăcești de cap. Dar dacă stai și analizezi, poți să înțelegi, fiindcă teologia este așa frumoasă. Nu, eu altceva vreau să vă întreb, mă iertați că m-am întrebat. Sigur că oricine se apucă să scrie o carte se gândește că într-o eternitate oarecare va avea un cititor, un nucleu de cititor, că el se va mări, că timpurile se vor schimba. Dar scriitorul ăsta trăiește în acum și în aici. Și el vrea să se bucure de acum și de aici. Așa cum ne bucurăm noi acum că suntem cei care suntem mâna de oameni aici. Așa cum eu vă pot atinge pe dumneavoastră. De tipul ăsta de bucurie atingere vă întrebam. Scrieți o carte gândindu-vă la bucuria atingere sau la o bucurie conceptualizată? Nu, exact. Bucuria atingerii. Hic et nunc. Da. Aici acum. Asta e mare, deci lucru. Este mare lucru. Nu m-am forțat să-mi distrug, să zic așa, sau să trec peste granițele minții mele. Da. Este o carte sau ce am scris eu sunt cuvinte obișnuite, nemeșteșugite, sigur, la nivelul academic, dar nu am căutat să forțați nota academică. Da, dacă vreți să citiți un rând, să vedeți ce... Nu, să deschid pagina și să vedem unde am deschis. Cum spunea cu... La ce cuvânt. Eu am deschis-o la igienă, de exemplu. Da, igiena. Cum spunea Eminescu, apropo de poezie. Igiena în Vechiul Testament. Da, păi trebuia să te speli pe mâini, știți, că Mântuitorul spune. Da, trebuia, era o obligație. Deci era o obligație spălarea mâinilor. Era și un ritual. De ce? Nu existau atâtea medicamente. Haideți atunci. Haideți să citesc și cu ia asta citesc, închide, vă rog. Dacă da, nu e mult. Da. Despre ce este vorba la capitolul igienă, sinteza, ce se întâmpla în lumea Vechiului Testament? În primele 5 cărți ale Vechiului Testament sunt date legi care reprezintă primul sistem sanitar din istoria umanității. Uite, un lucru nou. 1. Se poate spune că în această perioadă a luat naștere în Israel medicina preventivă. Legile acestea au ferit populația de apariția unor epidemii care ar fi putut fi distrugătoare. Este vorba despre legile curățeniei, izolării bolnavului, legile igienei.
Regulile carantinei din vremea lui Moise au fost benefice. Castiglione, expert, mă iertați, în boli tropicale, spune că nu poți să nu admiri precauțiile sanitare ce s-au luat în vremea lui Moise. Numai că le spune altfel, îmi închipui, nu așa. Sanitar sau... Legile lui Moise erau simple. Atingerea unui mort era necurăție, deci omul trebuia să se spele și să-și spele hainele. Ce nu a putut fi purificat, ce nu se putea purifica, era distrus. Legile insistau pe modalitatea de a scăpa de resturi de gunoaie. Excrementele și sângele uman erau îngropate în câmp. Se preveneau astfel boli ca dizenteria, holera, tifosul. Nici grecii nu au vorbit despre transmiterea bolilor. Prima teorie științifică referitoare la contagiune a apărut în secolul al XV-lea, adică după circa 2000 de ani de la poruncile sanitare ale lui Moise. Până atunci n-a fost nevoie sau... N-a prea fost nevoie. Legile din Levitic 13 și 14 pun la dispoziția oamenilor soluții precise în cazul îmbolnăvirilor. Recunoașterea bolii, diagnosticarea, izolarea bolnavului, acoperirea nasului și a gurii în prezența bolnavului, tot ce a atins bolnavul să fie considerat impur și să se purifice, curățirea persoanelor necurate, în felul acesta au fost controlate epidemiile. Legile sanitare din Biblie sunt unice în literatura antichității. Nu conțin nicio eroare științifică. Moise este numit în istoria medicinei cel mai grozav inginer sanitar pe care l-a cunoscut lumea, iar Leviticul este considerat drept un tratat de igienă. Să nu uităm că aceste legi și Moise a trăit până la 40 de ani sau aproape 40 de ani în cea mai grozavă cultură a timpului, în Egipt. Deci el a fost conducătorul spiritual și conducătorul real al poporului, dar el venea dintr-o cultură. El a stat la palatul faraonului. Deci nu era un om crescut în cort și în colibă cum erau ceilalți. El a avut posibilitatea să devină chiar faraon. Deci el cunoscuse, probabil știa cine a fost Hammurabi, care are codul de lege a lui Hammurabi. Sunt multe lucruri care... Deci Egiptul și-a pus amprenta asupra culturii despre care vorbim noi acum, poporul evreu, dar ce intervine și cine intervine în salvarea acestui popor? Intervine Iahve, intervine Dumnezeu. Deci ei au mers până la granița cu dumnezeirea, cu divinitatea, pe plan mental și pe plan material, dar dincolo nu au mai putut trece. Deci dincolo numai Dumnezeu face posibilă trecerea, că El coboară, transcenderea ființei umane o face numai cu ajutorul dumnezeirii. De aceea poporul evreu este un popor înțelept, ales, fiindcă e foarte clar, Avraam a fost ales, l-a ales Dumnezeu dintre popoare. Și dacă citim în Coran, Coranul care este al musulmanilor, acolo spune foarte clar că Avraam, care este și al lor, părintele lor, Ibrahim, Avraam n-a fost nici evreu, n-a fost nici nazarinean, ci a fost hanif. Hanif în limba arabă înseamnă prieten, adică prieten al lui Dumnezeu. Prieten ai lui Dumnezeu vor fi mai târziu apostolii. Deci Avraam este prima persoană în lume aleasă de divinitate și mutată... Transcende rasele. Exact. Mutată dintr-o zonă într-o altă zonă. Deci el era într-o cultură, cultura Sumerului. Sumerul era cel mai dezvoltat. Trece printr-o inițiere, printr-o pustietate a sufletului. Merge prin Egipt, după aceea vine. Are multă în genunchiere, dar Avraam este persoana
care schimbă paradigma lumii, schimbă nivelul, e o ruptură de nivel, cum spune Mircea Eliade, transferă omenirea de pe o treaptă de viețuire și o ridică la 3 trepte mai sus. Prin ce? Prin credință. El a demonstrat în fața dumnezeirii o credință de nezdruncinat. Și de aceea noi intrăm în viață prin Avraam și ieșim tot prin Avraam. Când mergem la cimitir, ultima rugăciune și ultima doleanță noastră este în sânurile lui Avraam să se odihnească. Deci Avraam este simbolul împărăției lui Dumnezeu. Și dacă mergem mai departe, este simbolul vieții veșnice, cum spune Iisus Hristos. Dar ce este până la urmă viața veșnică? Tot Iisus spune că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu. Deci viața veșnică, dragii mei, este cunoaștere. E cunoaștere. Și hinduși și budiștii spuneau că păcatul cel mai de moarte, să zic așa, este ignoranța. Cunoaștere este drumul, calea spre vehicule, spre nirvana.